Mai mulți oameni m-au întrebat când am timp să ascult predici, să citesc, să mă pregătesc și așa mai departe. Sunt câteva idei pe care o să le dau foarte rapid pentru a eficientiza anumite momente care de altfel pot fi pierdute și de fapt o grămadă de timp risipit. De exemplu, sunt acum în aeroport, aștept un avion, el întârzi vreo 2 ore. E bine să ai ceva de citit la tine, e bine să ai ceva de scris, la fel dacă călătorești cu mașina sau cu trenul sau cu autobuzul, e un timp pe care îl poți câștiga. De exemplu, eu am ascultat probabil sute de ore până la ora asta, sute de ore de dezbateri, predici, episoade care m-au interesat, spălând vase. Face o muncă care poate nu-i plăcută multora, dar îți face plăcere pentru că asculți ceva ce te interesează și este un timp pe care îl fructifici în două moduri. Speli vase și asculți ceva. La fel când faci alte munci care nu necesită o consumare foarte mare de energie intelectuală. Sunt tot felul de momente, pe scurt, sunt tot felul de momente de felul acesta în viața noastră, în decursul fiecărei zile, pe care trebuie să învățăm să le fructificăm și dacă nu le fructificăm, pierdem timp prețios din viața noastră pe care nu îl mai putem câștiga niciodată, în niciun fel, înapoi. Deci cred că trebuie să ne consumăm puțin energie și să dăm puțin timp la a gândi felul în care ne putem consuma timpul, felul în care distribuim timpul și la a depista acele momente, să le numim așa, momente moarte din viața noastră, acele preocupări în care trebuie să investim timp și energie, dar care nu sunt foarte fructuoase. Și atunci ele pot fi suprapuse cu alte activități pe care le putem face. Gândiți-vă la momente de astea și gândiți-vă cum puteți investi. Avantajul nostru enorm astăzi este că avem tehnologia pe care ne putem folosi pentru a asculta ceea ce ne interesează, pentru a asculta cărți. Da? Sunt milioane de cărți online acum pentru a asculta episoade, pentru a asculta predici, pentru a asculta documentare și așa mai departe. Deci folosiți-vă de momentele acestea moarte pentru a le fructifica și a le transforma în momente foarte prețioase și importante. Vă salut!